Dollywood, lumea filmului. Bud Spencer, supranumit uriașul blând al cinematografiei, ne-a părăsit luni seara. Actorul și producătorul italian a devenit cunoscut lumii întregi datorită filmelor din seria Piedone, în care a interpretat rolul comisarului napoletan Piedone. Bud Spencer, pe numele său real Carlo Pedersoli, a murit la 86 de ani într-un spital din Roma, înconjurat de familie. Fiul său a declarat presei italiene că tatăl lui nu a suferit, iar ultimele sale cuvinte au fost: vă mulțumesc. Starul de la Hollywood se confrunta cu grave probleme de sănătate, fapt care a lăsat loc speculațiilor. Informația că actorul ar fi murit a apărut de mai multe ori în presă. În urmă cu mai bine de un an de zile, acesta a suferit un atac cerebral și s-a prăbușit în baie, pierzând mult sânge. Bud Spencer s-a arătat rar în public în ultimii ani și își petrecea timpul scriindu-și memoriile. Actorul s-a născut la 31 octombrie 1929 în Napoli, Italia. Înainte să ajungă actor, a devenit campionul Italiei la înot. A fost primul italian care a reușit să înoate pe distanța de 100 de metri în stil liber, în mai puțin de un minut. Prima sa apariție cinematografică a fost în producția Quel fantasma di mio marito. În 1967, Carlo Pedersoli și-a schimbat numele de scenă, devenind Bud Spencer, o combinație între berea lui preferată și un omagiu adus actorului Spencer Tracy. Actorul italian a devenit cunoscut la noi în țară, mai ales pentru rolul comisarului Piedone din seria cu același nume. Actorul era căsătorit din anul 1960 și avea 3 copii.